Bună dimineața! Gata, iubitule. Noi mergem la grădină, am luat-o și pe Mini cu noi. Haide, păpușă. Haide, dar ți-am zis că doar astăzi mai mergem, că e vineri. Azi e ultima zi, ai văzut că te așteaptă doamna Ana? Să se uite la tine. Ana Maria, să se uite la tine, cum te joci. Da, îi lași mașina pe ea ușa. Păi, dar nu poți să te aștepte aici la ușă jos, că ea trebuie să stea sus ca să pună, să pregătească foile pentru voi, să pregătească creionul ăla, să-ți facă o inimioară pe mână. Nu vreau, vreau să vină să te vadă. Păi o să vină să te vadă, Ana Maria. Ai văzut că i-am dat mesaj și am vorbit cu ea. Gata, păpușă. Nu e sus. Hai să vedem dacă e jos. Hai să mergem să vedem. Ți-am zis că mâine e sâmbătă și duminică și stăm acasă. Nu mai merge la grădiniță. La noi e un cer. Minus 9 grade. Gata, iubire. După aia mă duc să-l iau pâine. Marc așa facem fiecare dimineață că merge la grădiniță. Deci nu e nicio problemă. Nu mai plânge, iubitule. Uite, merge și Teodor și te așteaptă. Haide. Hai să vezi că uite vine Teo acolo. Hai să-l vedem pe Teo și pe Patricia. Nu vreau, îi vreau pe doamna. Pe doamna Ana, da, pe doamna Ana. Merge la doamna Ana. Hai. Gata, l-am lăsat. Acum mă duc să iau pâine. E un ger afară, doamne. Pe vremea asta să nu ieși. Și la ora asta. Hai, Mini, aici, hai să luăm pâine. Hai. Mai sunt copilași care plâng și sunt care plâng și vin din septembrie. Deci nu cum e Marc că abia a venit de luni. Și tot plâng, așa că la Marc ce pretenții să mai am că plânge, că plânge unul care vine de 6 luni. Bine, probabil a mai făcut pauză, a mai fost răcit, a mai fost, ce știu, plecat și a lipsit. Haide, minișor, hai că-ți îngheață lăbuțele, că-i fric tare, mama. Mare grădinița asta lui Marc. Are corpul ăsta, mai are pe mijloc și mai are și corpul celălalt. Hai să mergem. Hai. Mergem să luăm pâine. Mai avem de ajuns vreo 3 blocuri, 4, până la pâine. Hai. Și apoi să mă duc acasă. Haide, minișor. Ui, de mine ce am înghețat cu totul. Ce bună era o căciulă pe cap acum. Hai. Este ce repede. Era bună căciulă, dar... O, de-a înghețat piciorușul, de l-ai ridicat. Te-ai lovit la el? Ce-ai pățit? Vin la mama să văd. Of. Te-ai lovit la el, așa-i? Of. Hai la mama în brațe, hai să mergem în brațe, că tu ai înghețat, ți-au înghețat lăbuțele. Uite ce plânge, mititica. Ce-i, mama? Nu, iubire. Hai că te duc în brațe. Hai să luăm pâine și mergem acasă. Repede, repede. Uite un cățel. Și lui a înghețat lăbuțele, drăguțul de el. Da. Păi, dar ce fofotea lui pe stradă? Toată lumea la muncă, la școală, la grădiniță. Vai, dar ce frig e. Jur că e un frig de mori. Că trebuie pâine, că nu mai am decât veche. Trebuie ceva proaspăt. Tata, ce plângi drepturi, iubirea mea? De ce? Dragoste! Frumoasă! Te lovi la lăbuță, cred. Oare-i da cu unghia? O, ți-a înghețat piciorușul, că tremură ăsta, ca de numai numai. Dar nimeni mi-a mai dat seama să o îmbrac când am plecat, cu toate care ea. Are blană mare pe ea, nu-i problemă. Ia uita ce făfăpeală și școala și toată lumea la muncă. Aha. M-am dus să-mi fac o cafea caldă. Să vedeți cum intră acum după frigul ăsta. Uite și la pâine aglomerat. Sper să nu stau la coadă. Mamă, minișorul nu mai plânge. Nu mai plânge, dragă. Hai că mergem acasă la căldurică. Mărcuț l-a lăsat acolo și a intrat la doamna aia, n-a mai plâns și după aia când a început să-i zică o vreau pe doamna Ana Maria, că am sunat-o și am vorbit cu ea. Și atunci a început să plângă. Da,
Uite, coadă, vezi? Coadă, coadă. Hai că am luat pâine, acolo era coadă la patiserie, nu era coadă la pâine, dar mi-a dat impresia că e și la pâine. Sunt două locuri diferite. E unde e patiseria, prima e patiseria și lângă pâinea, la pâine nu era nimeni. Am luat doar jumătate de pâine, că să luăm, să mâncăm proaspătă. De fiecare dată iau câte una întreagă și nu se mănâncă. Uite așa cum mă duc acasă și o să pun jumătatea de pâine, să o înmoi un pic în apă și să o dau la porumbei, să o arunc acolo. Ori o să ies afară, să o pun lângă centrală, ori o arunc pe geam, pe uliță, doamne, uliță, auzi-mă și pe mine pe alee. Mă cred la țară de zic uliță. Pe aleea aia. Și să mănânce și ei, că săracii pe frigul ăsta nu găsesc nimic de mâncare, decât pe la gunoi îi mai vezi. Le-aș pune pe pervaz, dar nu vreau să vă zic ce face pe pervaz. Le mai dădeam acolo și apoi se învățau să vină și făcea numai găinați. Și nu vreau să-i învăț, că și așa pe tablă de dimineață acum nu vin. Dar primăvara, și adică bine, și acum suntem în primăvară, doar că nu se arată primăvara. Tăte, deci că e mizerie, tu. Când e cald, vara nu mai zic, de dimineață de la 6 sau 5 începe să vină pe tabla aia de la balcon și să se audă cum dă cu ciocul în tablă, cu ghearele, cu nu știu ce fac e acolo, gălăgie maximă. Și a revenit Mini la picior și a mai dat-o un pic pe jos să-și mai facă nevoile, să se plimbe și ea, că de-aia am scos-o. Și Marc a plâns că vrea să iau o șinșila la grădiniță. I-am zis că nu avem cum să luăm o șinșila la grădiniță. Atunci măcar pe Mini. Zic, păi da, dar ți-o aduc pe Mini, dar nu ți-o lasă să intri înăuntru. Doar o aducem și te duce până la ușă. Oricum, mie e foarte greu. Nu știu cum v-a fost vouă, dar pentru mine e foarte greu. Deci vreau să vă zic că mă stresează de dimineață, de când se trezește, până seara când adorme, câteodată se trezește și noaptea în somn și zice că nu vrea la grădiniță. Și ia să vedem aici ce e închis, că trebuia să iau caiete Selenei. Astăzi am mai avut un caiet în casă și noroc că l-am avut, că i s-a terminat caietul. Se scrie destul de mult la comunicare și trebuie să-i cumpăr niște caiete să mai avem de matematică, am luat, și să avem de română. Ce pățit? Ai văzut ceva? Hai! Și e greu, e greu cu Mar, să-ți spună în continuu și să înceapă să plângă, deci te face cu biscuiții, te face psihic, nu știu cum să vă zic, pe mine mă terorizează maxim. Și încerc să explic și să înțeleagă. Și dimineața s-a trezit plângând, s-a potolit, iar a plâns, iar s-a potolit, după aia vine la mine și îmi zice că mama, îmi place de doamna Ana Maria, hai să o sunăm. Bineînțeles că... Uite, mi se închide telefonul în 30 de secunde. Bineînțeles că n-am putut să o sun pe ea. Și am sunat-o pe mama și i-am zis, schimbă-și tu vocea, pune-ți o pătură la gură, pune ceva, râdea mai... A venit Marc acasă și Sally a venit de la școală. Da. Și dimineața mi s-a închis telefonul când vorbeam cu voi pe drum și vă povesteam despre Marc, că el... Aoleu, uiți că dai pe jos. N-ai dat pe jos. Dă că ți-l desfac eu. Vrei? Vreau că cuge, uite... Ce faci și tu prostie, Dacia? Nu fac prostie, tu faci. Păi și tu o să fac cu o prostie, dacă dai ceva pe masă. Hai, gata să mai avem și mai târziu. Nu. Haide. A fost la grădi, a fost bine, mă supăr. Te rog să-l iei de jos, te rog să-l iei. Nu, te rog să-l iei de jos. Nu. Deci unde trebuie să-l duci? Mă duc gunoiul. De ce l-ai aruncat pe jos? Ți se pare că casa noastră e gunoi? Mă? Da? Aduc gunoiul aici. Nu aducem gunoi aici, haide. Mă, da! E unul fără 10, tu la două fără trebuie să fii la doctor. Făcut programare ieri lui Bogdan la doctorul de familie să meargă să-l asculte puțin la plămân, că a început să tușească. Și... Îl dor puțin plămânii când tușește, na, dacă a tușit așa de mult, a depus efort și să-l asculte la plămâni. În rest n-a mai avut nimic, nu l-a mai durut capul, nu l-a mai durut mușchii, doar tușește. Dar îl tratăm, uite aici pe jos, au lăsat testul ăsta COVID.
El a venit cu gunoiul direct, n-ai văzut? Și a adus gunoiul după el. A fost bine, a zis că a mâncat mazăre. A mâncat, vezi să scurge pe tine. A mâncat ciorbă. Și ce ai primit când ai plecat de la grădiniță? Ia spune tu. Portocală. Ce ai primit? Biscuiți și portocală. Biscuiți și portocală. Bravo. Ai primit o clementină și biscuiți, un pachet de biscuiți. Marcu, ai să dai numai ziamă din aia pe tine. De că te ajută mama. Nu pocni de acolo. Hello. Nu de acolo se pocnește. Așa face și Shelly. Așa face Shelly? Da. De să ți-l desfac eu. Câte zile stai acasă? Două, bravo. El are treabă cu șeleu acum. Mă duc să încălzesc ciorbă. Se termină. Te filmez, te filmez. Uite, ai dat numai pe pat. Poate ai vreun un fir de păr. Asta e ultima ciorbă pe care o încălzim și o vom mânca astăzi. Hai mă, trebuie să-mi cadă laptele. Și gata. După aia spălăm oala. Ăștia sunt biscuiții pe care i-a primit și o clementină care și-a băgat-o el deja în frigider. Aici am scos două punguțe cu vinete la dezghețat, să le fac în seara asta sau mâine dimineață când se dezgheață. Și mi-am șters aragazul. Uitați-vă și voi ce urât a rămas pătat. L-am șters cu o soluție din asta de la Lidl. Nu e bună, nu o recomand. De fiecare dată îmi rasă aragazul așa pătat. Adică nu o recomand la aragazul meu, la plita asta, probabil la aragazele acelea albe sau așa, nu știu, o fi, își face treaba, dar la aragazul meu nu. Și o să șterg mai încolo aragazul încă o dată. Eu când l-am șters, după aia am dat cu prosop uscat, deci cu lavetă, prosop uscat și n-am mai venit pe la bucătărie că am mai avut treabă și acum când am venit am văzut că e pătat așa, deci trebuie să-mi cumpăr din nou o soluție. Mai am aici ceva, o soluție pentru asta și asta cred că e bun, de la Chiefs grasatore. Dacă nu, îmi voi cumpăra specială pentru plită din asta de inox. Haideți să vă arăt pozele. Acestea le-a făcut Marc normal pentru 8 martie, dar au venit astăzi sau ieri, nici nu știu când au venit. Cred că astăzi le-a primit Marc. Dar ce frumoase sunt. Cu fundiți, așa, a primit două. Hai să vedem unde e cealaltă, că nu știu pe unde le-a pus Selica. A, uite aici. Și aceasta. Nu știu cum vi se pare vouă, dar 1045 de lei mi se pare enorm doar pentru atât, dar asta este. Selena făcea la grădiniță anii trecuți când mergea ea cu 30 și ceva de lei, 40 ceva, dar 40 și ceva nu știu că era decât un tablou sau ceva de genul. Dar nu-mi pare rău că am amintire cu el. Cred că arată zici care mă treață în cap. Așa, foarte frumos. Are 4 magneți, unul l-am pus deja pe frigider. O să dăm și bunicilor câte unul. Dau lui tata, lui soacra și lui mama. Unul l-am pus, v-am zis, pe frigider și mai avem 3. Sunt murtare că a pus copiii mâna pe ele și de aia sunt cu firimituri de la napolitane. Poza asta, câte 2 din astea a dat la fel. Dragul mama frumos. Și asta la altă mai mare. Nu sunt lucioase, sunt mate. Îmi place foarte mult claritatea lor. Îmi pare rău că nu a pus ceva aici să facă un Photoshop la dințișorul lui, să nu se vadă așa, că îi se cariază dințișorii, din păcate. Dar asta este. Ce să facem? Am și eu amintire, o să le bag în mapă alături de celelalte poze care sunt cu Selly. Și gata! Ți-e frumos! De gălașul lui mama!
Am zis că o să filmez astăzi cu iPhone-ul, dar ce credeți că am, am pus mâna pe el? Am pus mâna doar așa să, să văd una alta, dar nu, nu mi-a intrat în reflex. Trebuie să mă obișnuiesc cu el, tot cu Huawei-ul sunt în mână. Și chiar am zis, mai am pornit de dimineață să filmez de pe Huawei, acum trebuie să merg cu el, să nu mai stau să mut videoclipurile de pe ăsta pe celălalt, așa că voi face astăzi video cu Huawei-ul și sper să încep de mâine. Sunt foarte mulțumită de el, deci se vede de o claritate foarte mare, bună. Chiar mă uitam și am făcut aseară o diferență cu Bogdan și am pus pe video la iPhone și video la Huawei. Ce vorbești, o diferență de la cer la pământ. Și am făcut și la poze, tot așa le-am pus unul la altul și am pornit camera și așa, o diferență foarte mare. Deci ăsta filmează și face niște poze superbe, superbe. Astăzi de dimineață am venit acasă după ce am vorbit cu voi, mi s-a închis telefonul. Vă explicam că a vorbit Marc cu doamna Ana în ghilimele, nu știu dacă ați apucat să auziți că mi se închisese. Și a plecat cu drag de acasă, adică cu gândul că o va întâlni pe ea. Și pe drum mi-a plâns, ați văzut că l-am filmat. A venit acasă totul bine, bucuros. Bucuros în primul rând că stă acasă două zile. Așa. Bogdan a plecat acum la doctor și nu știu că și-a luat bani la el că să meargă până în penis să-mi cumpere afumătură. Ciorba deja s-a terminat, am spălat oala și aș vrea să fac o ciorbă de fasole cu afumătură. Pe seară voi face o pizza, chiar mi-e poftă de pizza, mai ales cu blatul acela moale. Așa, și vinetele, dacă se dezgheață, le voi face astăzi, dacă nu mâine de dimineață. Și nu am apucat să mai filmez nimic până au venit copiii de la grădici de la școală, m-am axat pe curățenie, m-am pensat, m-am epilat, ce n-am reușit să fac nici unghia, nici ieri, nici astăzi, am dat-o jos de tot, dar de acum mă duc să o repar pentru că nu-mi place cum arată. La noi este foarte frig, astăzi nu am plan să merg nicăieri, Selena mă buzie la cap să mergem până la Carrefour să-i cumpăr niște codițe din alea din păr sintetic colorate, pentru că i-am făcut programare luni la ora 3:30 să mergem la un salon să-i facă două codițe cum a avut ea împletite de sus, cum le-a avut în Bulgaria, și să-și facă cu păr colorat, a zis că își dorește foarte mult. Și eu i-am zis să le lăsăm să le facem undeva pe miercuri, joi, vineri, fix de ziua ei, dar ea nu vrea, trebuie să ajung și până la Selgros să cumpăr niște teddy și ceva, nu știu, să vedem ce ducem la școală de ziua ei să împartă la colegi. Hai că am vorbit cu Bogdan și nu a avut bani la el, nu și-a luat, i-am aruncat acum pe geam și s-a dus la Penny să-mi cumpere oase din alea fumate și să-mi cumpere niște pâine, jumătate de pâine, că cea pe care am cumpărat-o cu siguranță nu ne va ajunge, mai ales dacă o să fac și vinete, chiar dacă facem în seara asta pizza, să avem mâine sau, nu știu, deja e 25 minute, mă apuc să-mi fac unghia asta. Imediat. Uitați ce fain se vede culoarea în lampă. Imediat este gata unghia, mi se usucă, de fapt e gata, uite, 71 de secunde, dar am vrut să vă arăt ce fain se vede culoarea. Marc, închide! Închide acum! Am vrut să vă arăt ce fain se vede culoarea în lampă. Cam așa se vede și în realitate, doar că nu atât de portocaliu, un pic mai diferit, dar cam așa se vede. Îmi pare rău că pe cameră nu se vede la fel de bine ca aici. M-ar vrea să facă treabă cu noi. Ce ziceți? Să-l las să facă treabă cu noi sau nu? Ba, da, da. Deci îl las sau nu-l las? Păi întreabă-i pe ei. Să te las sau nu? Da. Îl lăsăm. Îl lăsăm să facă treabă. Mi-am prins și eu părul mai diferit. Am încercat să dorm vreo 10 minute și când am adormit mai bine, Marca a început să plângă și să facă scandal că i-a dat sorsa cu tableta în gură. Și... da. Filmez tot cu Huawei-ul pentru că iPhone-ul deja la... Nu am apucat, v-am zis, nu am apucat să filmez cu el. Ce vreau mai de acolo? Nu.
Mi-a cumpărat Bogdan astăzi oase din astea gard pentru a face o ciorbă de fasole și acum mi-am pregătit mixerul să mă apuc de o pizza. Voi pregăti prima oară aluatul până pregătesc tot ce trebuie la pizza, aluatul crește, apoi pregătesc și toppingul pentru pizza. Și apropo, știți că v-am zis că voi putea să folosesc două telefoane, am zis să vă anunț și pe voi ca să știți că nu merge, deci am încercat. Nu țipa, măi! Wow! Mă! I-a pus ursul ăla pe ușă. Mai, dar ce tot îmi sună mesajele. Și... nu merge să vorbesc, de exemplu, să am un iPhone, nu mai am cartela SIM. Îl am în Huawei, dar nu merge treaba asta. Acolo scrie că ar merge, nu știu, explică tu ce e. Nu merge, nu? Sau de ce nu merge? Nu, stai, de la un nu poți fi pe două, deci același SIM. Deci nu poate să fie același SIM pe nu două. Deci în iPhone eu nu mai am SIM, e doar cu a scanat Bogdan codul cu QR. E-SIM. E-SIM, da. Așa noi, din ce citisem, am fi înțeles că se poate folosi și pe iPhone, dar și pe alt telefon cartela, dar nu merge, deci am încercat. De pe ăsta mi-a luat serviciu și practic mi-a luat cartela automat. Același număr nu poți să ai pe două device-uri. Deci nu poți, da. Eu așa am, adică noi așa am înțeles ieri din ce am... Eu așa am înțeles cu SIM-ul acela, adică... Eu una habar n-am despre telefoane. Mi-am reparat și unghia. Nu am mai pus de data asta tips, de obicei folosesc cu tips, până asta am pus doar șablon, am cosit-o cu șablon, doar că am observat că mie unghiile nu prea îmi țin cu șablon. Cum începe să crească unghia, nu știu ce se întâmplă, ceva fac eu greșit, de începe să-mi zboare, deci zboară cu totul. Eu pilesc cu suprafața unghiei mele foarte bine, dau cu primer, cu tot ce trebuie, dar unele îmi zboară, altele rămân. Și așa că prefer să pun tips, pentru că acel tips îl lipesc cu lipici și stă mult, mult mai bine și rezistă acolo. O să trebuiască să mă uit pe internet la rețeta aceea de la pizza, pentru că deja am uitat-o. Am uitat ingredientele, nici nu mai știu ce trebuie, cum trebuie să pun. Și să mă apuc acum de aluat. O să apuc să fac și ciorba. Când inima bate, ratatata, ce fata! Asta știi să cânti, șoarece? Sau aia, cum era? Stai, cum era aia? Nu mai știu. Stai că asta e. Doar amici de o noapte. Ratatata. Nu mai mușca așa, mai băiatule din el. Chiar am zis, o melodie așa frumoasă nu cânt, știe? Și alte melodii, vine ploaia, pic, pic și ce-a mai auzit el pe internet și ce-a mai cântat noi. Ia zi, Marc, cățeluș cu părul creț. Cățeluș cu părul creț. Furărața. Furărața. Din coteț. Din coteț. Și se jură că... Și se jură că... Nu fură. Și nu fură. Fură. Și l-am prins. Și l-am prins. Curața. Cuiața. În gură. În gură. Atât? Nu mai știu. Stai, cățeluș cu părul creț, curața din cote și se joacă că nu fură și l-am prins cu rața în gură. Da, da. Și cu și cu ouul. Și cu ouul. În buzunar. În buzunar. Hai la sfatul. La sfatul. Popular. Popular cu căca pe vânt. Na, cu căca pe vânt. Unde s-a răsturat aici? Na, ca să vedem și voi. S-a zis prost de aparatul. Deci ca să vedem și voi. La noi nu se prea vorbesc cuvinte din astea. Adică nu vorbim urât, porcos în casă, dar asta cu... El mai aude la noi în familie... Mai vorbesc și ce din faie, frate, mi-o mai scapă ceva pe gură cum nată-mi-o alusora mea. Da, gata, că am râs, că m-ai amuzat, dar ajunge. Mai e unchiul meu care mai vorbește, mai scoate câte ceva pe gură și bineînțeles și alte persoane din familie. Nu neapărat că vreau să dau vina eu pe ele, Doamne ferește, dar știți cum e, că copiii înregistrează. Marc. Selena nu. Selena nu. Deci Selena chiar n-am avut nicio treabă cu ea. Selena a auzit și în
aia mea și închis damăte și scuzați-mi expresia, dar nu a repetat și nu repetă nici la momentul actual. Dar ăsta, papagalul ăsta mic, tot ce aude, repetă, deci cu el e jale. Și bineînțeles că și noi poate mai zicem câteodată ceva pe gură, că na, n-ai cum, că ți iese, poate când te enervezi sau așa, nu ai cum să nu scapi. Dar încercăm să evităm să ori să aud, ori zicem în pisicii mătii sau ceva, nu știu, sucim, știți ce mă refer? Dar, da. Oricum pe mine nu mă deranjează, nu sunt, adică nici nu place să meargă să vorbească, vai, te-ai pus dragă la balcon, la masă, nu-mi place nici să mă duc cu el undeva sau să mă facă de rușine să înceapă să vorbească, să zică lucruri urâte, dar așa cum a zis un căcat pe băț sau astea, nu, chiar eu nu am treabă, adică noi doi, ca părinți, noi nu avem treabă pe chestia asta că zice, acum sunt copii, el nici măcar nu știe ce înseamnă acel cuvânt. Zice și el că a auzit, noi bineînțeles că îl învățăm și îi spunem că nu este voie să spui așa ceva, nu este voie să faci așa ceva. Dar sare mama jeleu peste tot, jeleul ăla se desface capacul și știi ce vei păți tu? Păi că am vrut să beau și o gură și n-am putut. Tu vei mânca toate jeleurile și Selly o să aibă și tu ciuciu. Nu vreau să am și eu, vreau să am ciuciu. Ciuciu ca Selly nu o să ai, că Selly o să aibă și tu o să ai ciuciu. Când eram mică, nu mai știu câți ani aveam. Mică, oricum, 3-4 ani, cred că cam așa, mama știe, trebuie să-mi zică. Și mergeam cu ea în autobuz și eu la toți oamenii cu mustață le ziceam tata, că el e tata, că dacă tatăl meu are mustață și avea mustață și atunci... Nu, păi alea sunt ale tale, Selly le are pe ale ei. Și la toți oamenii le ziceam tata, la cei cu mustață. Și o vecină de-a mamei mele, mult mai în vârstă, putea să fie mamă, m-a învățat să zic o prostie, Iliescu mâncă pui, Doina Cornea, aia lui. Eu exact asta ziceam tot timpul pe autobuz. De fiecare dată când mă duceam, maica mea se făcea toată roșie, se rușina, nu știa ce să mai fac, îmi explica, îmi spunea că nu e voie să zic așa ceva, eu n-avea. Eu asta repetam de când mă urcam în autobuz și culmea că se făcea fix când urcam în autobuz. Deci eu repetam și ziceam acest cuvânt în continuu. Unii oameni se amuzau, alții probabil că se uitau că na, ce zicea, că cum am fost educată, dar mama ea n-a avut nicio vină. Ce era să-mi facă? Că oricât m-ar fi bătut, eu probabil tot nu aș fi înțeles. Că na, nici nu știu că aveam 3-4 ani, nu știu că aveam vreo 2 ani. Și exact așa cuvântul ăsta repetam și știu că m-am mai învățat încă ceva, dar nu mi-aduc aminte, doar dacă o întreb pe mama, dacă o întreb pe ea. Și când mergeam cu ea la piață, eu trebuia să primesc de la mama câte 4-5 topitopuri, să am toată mâna plină și să le desfac pe toate, o Kinder și Kiss. Ciocolată în aia Kiss era cu banană, cu kiwi și cu căpșuni. Din câte am văzut doar cea cu căpșuni se mai găsește, o găsiți în Mega Image dacă vă interesează și știți despre acea ciocolată. Este foarte bună, nu mi se pare că s-a schimbat la gust. Mie îmi plăcea cel mai mult cea cu banană, dar nu am mai găsit. Și dacă nu îmi cumpărea mama acele lucruri, a zis mama că oricât încerca ea să-mi facă, mă trântea, mă bătea, ce-mi făcea, eu nu înțelegeam. Eu făceam tot ce vreau. Eu mă trânteam pe jos și de acolo nu mai plecam și n-aveai cu cine să te înțelegi. Nu ai cu cine, cum și la Marc. Și noi îl certăm, încercăm să-l urechem, îl pedepsim, una alta. Nu, e genul de copil care nu ai cu cine, mă, nu ai cu cine. Deci la el, oricât ai încerca, orice încerca, nu ai cu cine. Și ia să caut eu o rețetă. Uite și aici ai lăsat Marc pâinea. Marcu, gata! Aici am o caserolă ce am primit ieri de la mama mâncare. Vinetele, nici nu știu, s-au dezghețat. Nu s-au dezghețat total, deci vinetele în seara asta nu le voi face. S-au dezghețat la exterior, dar înăuntru au gheață. Așa, aici o să pregătesc coala. Eu am o oală din asta micuță, nici nu știu cât are. În asta fac tot timpul ciorbă, ca să se mănânce repede. Și câteodată, credeți-mă că și în oala asta mică, tot rămâne ciorbă și o aruncăm pentru că nu se mănâncă la timp. Asta a fost ultimul, nu mai vezi. Deci gata, ajunge. Dă-i, o să desfac. Ajunge că...
Deci am râs, am glumit, ajunge. Ai mai mâncat și când ai venit de la grădiniță, ai mâncat și acum. Nu m-ai enervat că știi că le arunc pe geam. Nu mai știu ce m-a enervat odată și i-am aruncat la gunoi. Odată m-a enervat, i-am aruncat tot bidonul de suc Sprite pe chiuvetă, l-am răsturnat pentru că nu mă înțelegeam cu el și îmi zicea că vrea. Și am pus, nu se sătura, i-am pus, nu se scură, nu, și m-am enervat și i-am răsturnat tot, Marc, nu-i frumos, tot sucul pe chiuvetă i l-am răsturnat, că nu mă înțelegeam cu el și am văzut că eu când zic că aia fac, aia fac. Așa că, gata, dacă am zis nu, e nu. Ia să vedem rețetă de, să-i caut, nici nu știu, pe telefonul ăla. Mamă, amâna înghețată. Nu mai băgăm nicio prinză, Doamne, că n-am reușit să dau nici acum plasa aceea cu lumini. Nu merge! Și Marc vrea să mă pună să o, dar tot am zis că o să o dăm jos. Chiar vrei să o dai jos, e prinsă toată cu scos sau ai bătut peste tot cuie, că nu mai țin minte? Am bătut cuie peste tot. Peste tot? Nu, atunci aia vezi cum faci. Ce vrăjeală are mie! Vai de mine, ce a pățit băiatul! Ce a pățit băiatul! Ești de aici! Marcu, gata, mama! Ia să vedem! Da, bun! Nici nu mai știu unde trebuia să intru, să intru pe Google. Găsesc rețeta și pe YouTube. Pleacă de aici! Pizza. Te doare Mila? Da. Cina. Bravia. Să vedem pizza. Da, ștergeți. Ia să vedem dacă... De banană. Nu. Mă, lasă-l pașa. Nu știu că asta e rețeta. Ia să vedem. 300 de grame de făină, 3 grame de drojdie uscată sau 10 proaspete, ulei de vaseline, apă, sare. Da, asta este rețeta. Marc, gata, puiule. Uite, s-a pus și el săracul să stea acolo la masă, să servească și el, să vadă priveliștea de afară și tu nu-i dai sac. Deci 300 de... Deci aici așa 3 grame de drojdie uscată proaspăt, apliculeț, sau 10 grame drojdie proaspătă. Deci am pus întotdeauna 7 grame sau nu știu cu tare un plic. Ia să vedem că nu mai țin minte. Dar parcă 7 sau 10. Nu, că 7 are, că 10 are praful de copt, parcă. Eu am pus întotdeauna când am făcut rețeta asta, de asta. Un plic din ăsta întreg. 30 de ml de ulei, uleiul pun tot așa după ochi, sare, apă călduță și făină. Bun. Cine a fuiat? Mimi, ăla, pacatul ăla de zăleu. A furat? Deci drojdie am pregătit, sare, cana, o să-mi pun apă, ulei de măsline. Ia să pregătim ulei de măsline, făină. Mami! Tu nu râzi la bine, râzi la somn. Chiar că nu râde, dar râde la somn că n-a dormit. Transformă la ora asta, cât e ceasul, e 6. Deci e la ora 6, trebuie să-l ținem neapărat să nu adoarmă, nu știu cum o să reușim, doar dacă îl ținem așa la activități. Da, să-l lea sonul să se joace. Da, trebuie să face teme și face pe doamna învățătoare, dragă. Hai să punem aici 300 de... Marco. Doamne, de făină.
Așa. Deci am pus zahăr puțin, făină, drojdie. 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 Stai că am uitat de tine, imediat, stai. Dă-mi coace, dă-l aici. Vai, stai, nu te grăbi, că uite acum punem, pregătim apă. Apă și bag apă. Stai mă, că băgăm, stai da drumul la... Pe toată? Nu pe toată, pui puțin, amestecăm. Vreau pe toată. Ei, vrei pe toată. Promit. Și... Hai să punem puțin. Deci ce mai am de pus? Uleiul și sabia la urmă. Hai, ține de aici. Mama, dar nu răsturna pe toată. Pui puțin. Așa. Acum pornește mixerul, așa. Dar nu dai, nu da tare, da? O dată. Da, așa încet, uite ce-a făcut aici tu. Bine, nu mai reușit să o ducem la porumbei. Și dar ai pus și tu afară, asta are ca baterie. Da, cred. Nu te vreau în joc? E în joc, da. Are 65. Da, ia și pune apă. Lasă să meargă. Hai, mă, înăuntru aici, mă. Dar nu știu ce mi-a făcut odată, Doamne, că ce mi-a făcut el mie? Ce mi-a acumat? Mi-a răsturnat făina pe lângă, nu mai știu ce mi-a făcut. Hai, spune-mi, ulei. Dar pune-l tu, lasă. Așa, lasă așa un pic. Și... Lasă că o să mai pune, cred că o să trebuiască să mai adăugăm apă. Ia mâna, mă, de acolo. Ce mai știu? De ce iați? Apă și... Hai să mai pune un pic de ulei. Eu și... Da, zimrichile de salată? Da. Nu, lasă așa. Haide un pic mai tare. Nu așa, invers. Bun. Da, mă, că mai dăm prin încet. Ăla e drăcut de numai, mă. Stai. Stai, lasă-l un pic așa. Stai să mai bag un pic de... Eu singur. Da, amândoi. Nu tu singur, amândoi. Da, mama? Da, da. Nu înțeleg aici. Mă, că răstor mixerul, măi, mamă, mă, ia, băi, și tu ăsta un pic. Nu, da, încă așteaptă. Stai că nu pune toată. Nu pui toată. Nu pe piomit. Aici nu înțeleg, pentru scriere. Să nu mi-o pui toată. Gata, gata. Stai să închidem pe spunsare. Stai că uite ăștia mă mânză pe ce scândul mă. Dar tu nu poți. Lasă-i acum mâna. Nu, la. Lasă-i așa. Pizza. Pe toată, pe toată. Haideți. Deci, pentru scrierea titlului textului, care e titlul? Asta. Asta e titlul? Scufița roșie sau care? Da. Și câte cuvinte s-au folosit? 2, 3, 4 sau 5? 2. Haide, Marc, gata cu sare, ajunge. Și aici am tot înțeleg. Deci, cuvântul cu... Eu să mai cuvântul cu înțeles asemănător pentru merinde este... Gata, ți ajunge. Dar de porcea. Dar e ce porcea. Dă capacul până în sus. Dar vreau să văd dacă mai trebuie. Păi uite că se pune... Mama, nu e voie. Dar de porcea.
Mi-e pocio. Ok, imediat e gata, avem eu să pus un pic din aluat, să văd dacă are nevoie să-i mai pun sare. După aia las la dosit și o să mă apuc de ciorbă. Trebuie să mă ajut să rupem ciolanele astea, că eu am o statură aici, dar parcă nu taie mă așa de bine. Știți că eu am... Ia două degete. Așa greu e de oprit. Hai să văd. Ia, uite la ea, iax. E bună? Da, e bună, mai trebuie un pic de sare. E frică? Nu-i frișcă, dragă. Ce? I-a luat de pizza, pâine. Hai să mai dăm drumul un pic, să mai amestece. Mai taie? Mai tare, da. Hai, dă-i. Da, da, m-am terminat cu apa, pâinea lasă, o să-mi trebuiască bine. Mai încăpat. Băi, da, acum așa am făcut el, da. Gata, am făcut, oprim. Păi, noi la fel ne pregătite, la Marco, Luc, și tu te-ai duci așa. Marco, bate-n palma. Bate-n palma acum. Așa, bravo. Acum bate palma, ce-ai făcut, că m-ai ajutat la treabă, a luat da. Gata, uite, se dă numai bine, fain de pe... Da-mi, da-mi a piața bunii! Numai bine e... Îmi bunii! Ușor lipicios. Ăsta-l dăm să-l spălăm. Da. Nu mai dacă, nu merge oricum. Mini, tu? Ce-ai găsit o cutiuță de aia, că ceva? Șobolan. Șobolan. Șoloban. Ai găsit șolobanul. Eu o să-l las așa. Îl las să crească, pun o folie sau un prosop și duc acolo la calorifer. E cald. De fapt, nu acolo, într-o supragerie, că aici voi ridică o voie la bata. Nu! Uite-l pe ăsta, mă, că sare uleiul, sare alba. Măi copile, sarea a luat peste tot, gata, nu mai porni. Uite, și pe jos mi-ai dat aluat. Ai, trebuie să-l duc în sufragerie, că aici voi rabata geamul, nu trebuie să pun ciorba la fier. Mi-e poate de ceai. Ți-e poftă? Ia spune-mi tu mie, ce-ai mâncat astăzi la grădiniță? Mâncat pe nu, că deja aici ai exagerat și aici deja mă supăr, gata. Tu ți-a dat cereale. Nu îți dau nicio cereale. Eu te-am întrebat ce-ai mâncat la grădiniță și tu trebuie să-mi răspunzi frumos. Mi-e poate de cereale. Deci eu te-am întrebat ce ai mâncat la grădiniță și vreau să-mi răspunzi frumos. Încăca pe băț. Nu, încăca pe băț. Pentru asta nu primești cereale. Ba da. Ba nu. Atât am mâncat, e ciobică. A, ce ai mâncat la grădiniță? Ciobică. Atât. Și mai ce? O ciobică, pinică. Și mai ce? Atât dacă... Păi și la felul 2 ce v-a dat? V-a dat prima oară ciorbă și după felul 2 ce? Nu m-a dat întâi ceai, nu ți-o. Păi nu v-a dat mazăre? Ți-a dat mazăre? M-a dat ceai. Și ceai și mazăre ți-a dat? Nu ți-a dat Nesquik? Nesquik. Așa? Și pinica și ceavete și m-a jucat așa. Și m-a jucat mută și după am jucat ciobic așa. Da? Și după am venit mami și îi dau un bibe. Bravo! Dar cine a venit să te ia de la grădi azi? Mami! Nu, e adevărat! Cine te-a luat azi de la grădi? Seli. Cine? Seli. Seli! Ai văzut? Dă-mi un și mie un pahar. Mi-am făcut o ciocolată caldă. Ai amestecat-o? Ciocolată caldă albă. Ce bine miroase! Bogdi nu vrea, el o să-și facă un vis. Da. Seli face și pentru bat ea. Praful. Am pus ciorba la foc. Praful, tati? Da, o să iau spuma, că imediat se face de la oase. M-a ajutat și a tocat eu totul. Porumel! Auzi, acolo e... Ia vezi un pic o strecurătoare, te rog. Unde e cea?
Dar ce-a spus aici? Cu ce-a spus de aici? Aia micuță aici. Aia, că aia s-a prins numai grăsime pe ea și nu mi se mai duce deloc. Dar alealte... plăsic și astea aici. Păi știu, dar alealte... asta o păstrez pentru spumă, că toate se vor face la fel. Și mai am două care sunt bune, alea le voi lăsa... Șterge, te rog, uite acolo cu ce-a smurdărit albastru. Eu l-am murdărit. Cine știe ce e? M-am apucat să arăt cașcavalul. Nu am cașcaval decât din ăsta cu găuri, dar e bun, are nimica. Aici am niște salam de Sibiu și acestea le pune. Aici am niște măsline. Mulțumesc, camera! Pe care le-am adus din Grecia, când au fost măsline uscate, stafidite, așa. Și apropo, dacă vă interesează, vă pot lăsa un link în descriere de la un nene care e din Grecia. Eu am cumpărat de la el măsline când am fost în Sati și astăzi mi-a trimis lista cu prețurile de la ulei, de la măsline. Are măsline negre, măsline uscate, măsline verzi. Măsline verzi cu migdale înăuntru, măsline verzi cu ardei înăuntru, are miere la vânzare, ulei de măsline, migdale. Migdale a zis că 12 lei kilogramul și mama dădea 18 lei kilogramul în Italia. Deci chiar se merită, are prețuri. Un kilogram de măsline costă 5 euro. Măslinele sunt foarte bune pentru că eu am mâncat și le recomand. Acelea verzi sunt puțin mai amărui, cum sunt și la noi, dar... nu știu dacă nu știu cât sunt la noi măslinile ca la kilogram. Știu că sunt peste 30 de lei, 40 de lei. Nu știu, dar măcar astea sunt din sursă naturală, sursă sigură, au măsline Kalamata. Dacă vă interesează, v-am zis. Așa, eu o să pun porumb, măsline, salam și cașcaval. Oricum altceva nu pot să pun pentru că Selena nu mănâncă ardei, nu mănâncă ciuperci. Roșii? Roșii. Castravete. Ia uite ce mare e, frumoasa mea. Se tachinează cu taxul pe aici. Se vede unul pe celălalt. Vezi că umblu cu ăsta să nu mă ard. Tu, ăsta a fost de la ăla și tu l-ai băgat la porumb. Feli l-a băgat. Pe cine? Amestecă el aici. Ce? Ai băgat din ciocolată, n-ai? Da. N-are nimic. Mâncăm porumb cu... Ia! Ciocolată. Are ulei de măsline la bidon de 3 litri sau 3 litri jumate, are bidon mare, are mi se pare că și la cutie de tablă, nu mai țin minte exact, oricum are o listă, cred că cu peste 10 produse la vânzare. Ce mă, te dai la mine, mă? Hai, mă! Hai, mă! Gata, mă, că știu să mă bat eu. Hai, mă, să ne batem! Ha. Tu te dai la ursoaică? Fără pui. Fără pui, uite că i-am aici cu mine. E, unde spui? Hai, mă! Eu mă bag cu mama, gata, mă bag cu mama! Da, da, lasă! Hai, mă, mama! Hai, mama, să ne batem, dar vezi că tu ai grijă că eu, tu cam... Eu mă duc cam, acolo, că tata mă gădile, scute gâtele, vezi? Tu că am scat pumnul și poate-mi dai vreuna. Placă de toacă. Hai, lasă, hai, dă-te la distanță. Hai că trebuie să o fac. Ia vezi dacă scut, am luat la pizza. Ia că auză de treabă. Hai, hai, hai tu. Mamă, ce dă pe afară. Ei, dă pe afară, cu picioarele așa. Asta mă întrece. Mă întrece la picior, deja m-a luat. Hai tu. Hai tu. Hai tu. Eu mă mirea nu mă doare. Nu te doare? Asta a învățat unchiul să se bată. Te-aș da în burtă, te-aș da. Lasă, nu mai da în burtă. Te-a învățat unchiul tu să dai cu pumnul. Te-a învățat. Ciobanule, stai, 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 stai. O, că poate scapi vreuna. Tu! Vezi că poate vreodată la nevoie afară sau ce știu eu pe unde, nu să stai mămăligă, să dai, dar vezi, nu, adică mă refer să știi să te aperi. Nu stai că tântăloaicele alea, care săracele vai de capul lor cum ia bătaie pe la școală sau ce știu eu pe unde și le-a pus să lingă papucii și le-a tras de păr și le-a scuipat, vai, să ferească Dumnezeu să pățească copiii mei așa ceva. Să ferească Dumnezeu. Știi ce fac eu? Wow. Da, să ferească Dumnezeu de la Bogdan. Deci Bogdan ăsta e...
Asta știu, că chit că face pușcărie, vă zic sincer. Nu-i sănătos la cap Bogdan, la Bogdan nu-i trebuie multe. Să ferească Dumnezeu, a zis. Asta chit că face pușcărie sau ceva pentru copiii lui. Și eu, și cred că orice mamă, orice părinte, când e vorba de copilul tău, deci nu ai cum să stai indiferent când vezi că cineva îți bate copilul. Dacă cineva... A fost o fată care a fost tunsă, nu știu dacă știți, acum mulți ani de zile. Altă fată a fost scuipată, bătută. Alta a fost bătută, scuipată și a pus să lingă papucul, să șteargă papucul cu limba. Nu știu, o grămadă de chestii care pe mine, vă spun sincer, că m-au șocat. Ferească Dumnezeu de așa ceva, să ne ferească Dumnezeu copiii de lucrurile astea și să le dea Dumnezeu, mă rog la bunul Dumnezeu, să le dea minte adolescenților și adolescentelor, în special, că și bine și băieții, dar parcă băi la băieți, nu știu, parcă fetele sunt cele mai rele, n-ai ce zice, să le dea minte și să nu facă așa ceva și... Dacă sunteți fete și cu siguranță sunteți, nu vă lăsați influențate de către alte fete, pentru că și eu am fost în liceu și se făceau tot felul de găști din astea și zicea că tu, eu vreau să mă duc să o bat pe una din rulmentul, tu, eu vreau să mă duc să o bat pe una din tractorul, că la noi așa se numeau anumite licee. Și vă spun sincer că mă șocau așa când vedeam chestiile astea. Rămâneam uimită când vedeam că se adună 4, 5, 6 fete, dacă nu o gașcă de 10, de la liceul nostru, luau și plecau la un alt liceu. Sau de la alte licee veneau la liceul nostru. Sau așa pur și simplu că pe una nu o suporta, nu se suportau din discotecă, din cluburi, aia a luat iubitul, aia altă ce știu eu ce a făcut și se ducea să lua la bătaie. Și majoritatea se lăsau influențate. Deci se lăsau... Nu! Măi, de. Lasă-mi tot acum! Dacă face cineva asta, eu dau cu apă în cap. Eu am zis așa ca idee că trebuie să știi să te aperi. Măi, îți dau cu conservele în cap! La mine te dai aici, te lupți cu pumnul cu ăla. Da. Și afară parcă văd că nu se întâmplă asta. Nu vreau să fiu înțeleasă greșit, să credeți că eu oarecum o învăț să bată sau ce știu eu. Dar vă spun sincer că nici nu-mi place să văd că vine cineva și o bate și stă ca pămpăloaica. Eu sunt genul de persoană... Hai tu stai cu minte, vrei tu! Eu sunt genul de persoană care... Chiar dacă vine cineva și e mai mare ca mine, pentru că și eu am avut în adolescență... Am avut când m-am bătut cu fete, am avut când au venit fete și s-au luat de mine. Pentru că cred că așa e, așa cred că a fost. Nu să trec. Păi hai, treci. Cred că, așa o fi fost și în trecut, așa uneori zici că suntem în junglă și oarecum când vine cineva să ia de tine, trebuie să te aperi, mi se pare normal. Eu sunt genul de persoană care îmi place să mă apăr, chiar dacă vine cineva... mai mare la înălțime, mai voluminos sau poate chiar mai slab decât mine și mă bate, nu sunt genul de persoană care să stau. Indiferent că mi-au bătaie de la acea persoană, dau și eu, nu stau. Că îmi scapă pum, că îi scap pum, că o trag de păr, că eu o plesnesc ce-i fac, nu stau. Nu sunt genul să stau și nu o să stau niciodată. Și așa am fost de când era mică, nu am stat. V-am zis, chiar dacă poate au luat bătaie, eu nu am stat, tot am dat. Nu am avut cazuri din astea, ca să zici, foarte multe, cred că de două sau de trei ori, să zicem, în care a fost cazul de așa ceva. Nici nu mai țin minte să vă zic, oricum nu după liceu, în niciun caz, până în liceu. Nu mai țin minte să vă zic ce vârstă aveam, cum aveam, dar m-am apărat și... Asta vreau să învăț și copiii mei, să se apere. Nu neapărat că vreau să-i învăț să bată, să meargă cu scandal, dar nu vreau să fie călcați în picioare și să stea să... În momentul în care vine cineva să dea ei, practic ei să stea. Nu sunt de acord cu așa ceva. Și asta vreau să vă zic, să nu vă lăsați influențate sau influențați și băieți, că hai să mergem să-l batem pe Cutărescu că mi-a luat iubita, hai să-l batem pe ăla că m-a călcat în clubul pe picior. Credeți-mă că eu când mergeam în discotecă, în cluburi, la karaoke sau pe unde mergeam, a fost, mi-aduc aminte și nu numai un băiat, au fost mai mulți băieți, care pur și simplu, deci erau unele discoteci care aveau două sau trei etaje înălțime și mai era o discotecă unde mergeam, unde aveau un singur etaj.
au fost băieți care au fost aruncați de la etajul 1 sau etajul 2 de către alți băieți și erau o grămadă de bodyguards acolo. Dar tot se întâmplau bătăi. Și ei l-arunca și au căzut și i-a rupt mâna, i-a rupt piciorul, i-a rupt maxilarul, au ajuns de urgență, au ajuns unii în comă la spital. Nu înțeleg de ce atâta răutate și că scade din gură, n-a murit. Atâta răutate și atâta, nu știu, bătăi și după aia din discotecă aștepta să iasă și aștepta să îi urmărea. Și stăteau afară și sunau tăriri. Și veneau mașina cu jandarm sau mașinile cu jandarm, pentru că știa că de fiecare dată când se termina petrecerea în discotecă, se știa că se iscă un scandal și nu se isca un scandal ușor. Deci când începea o gașcă de 10-15 inși să bată pe unul singur, vă dați seama ce ieșea acolo. Și au fost foarte mulți băieți care, din păcate, au încasat-o rău de tot. Poate din greșeală a călcat pe picior și i-a murdărit Adidas-ul. Poate a invitat o fată la dans și el nu știa că acea fată are iubit, dar iubitul stătea la masă, consuma ceva și el a văzut. Adică din niște prostii. Pur și simplu din niște prostii se lua la bătaie. Nu știu cum mai e acum prin cluburi, pentru că eu n-am mai fost în club din... suntem în 2022... Selena avea vreo 2-3 ani, cred că din 2015-2016, de atunci nu am mai fost în club și nu, n-am auzit oricum să se întâmple așa ceva, dar pe vremea mea se întâmplau și se iscau foarte multe scandaluri și de aia zic că încercați să nu vă lăsați influențați. Încercați să nu vă lăsați influențați, nu vă duceți cu cineva dacă vrea să bată pe cineva, pentru că mi se pare aiurea, dacă cineva are ceva cu cineva, de exemplu eu am ceva cu Bogdan, mă duc și vorbesc eu cu Bogdan sau mă lupt eu cu Bogdan, dar nu mă duc cu gașca, nu plec cu gașca să-l batem pe Bogdan, pentru că nu mi se pare normal. Sau dacă Selena mă cheamă pe mine să o bat pe fată, mă duc împreună cu ea să o batem. Nu, de ce să mă bag eu să mă duc să bat acea fată? Pentru că vrea Selena. Nu, nu mi se pare normal, de aia zic că... Că și cum eu sunt regina și vreau să-mi facă ce vreau eu. Păi sunt, să știi că așa sunt. În viața de zi cu zi, eu te-am mai învățat și te voi învăța. Sunt o grămadă de fete care le place să fie șefa găștii și ele să coordoneze, ele să dea indicații. Și eu am avut genul de fete din astea. Nu, eu mă refer la mame. A, la mame. Eu nu m-am referit la mamă. Eu m-am referit, acum am dat un exemplu în sensul în care noi două suntem prietene și tu vrei să te duci să-ți bați o prietenă și mă chem cu mine și eu vin să te ajut. Nu, de ce să te ajut? Te duci și te războiești tu singură cu ea. De ce să mă bag eu? De ce să prindă fata aia ură pe mine și ciudă pe mine când mie fata aia nu mi-a făcut nimic? Ție ți-a făcut ceva. Asta am vrut să dau un exemplu. Nu ca mamă. Ca mamă, bineînțeles, că mi-a păpuiul ca o leoaică. Mi se pare normal. Dar... Nu, ca o ghepardă. Ca o ghepardă, ca o leoaică, ca un leopard, ca orice. Îmi ia părpuiul. Ca o ce? Ursoaică, exact. Ursoaică, ca ursoaică. Și tata. Sunt o ursoaică. Suntem o familie de urși. O familie de ursuleți. De ursaci. Nu, de ghepard. De ghepard, de hiene, de ce vrei? De râs. Șopârle de șoloban. Da. Mamă, suntem o familie de șobol. Ai deschis telefonul, că vine mama e. Nu. Ai deschis tu? Chiar s-a crescut aluatul ăla? Mama, avem frișcă. Na, avem frișcă, că s-a terminat. Dar de ce vrei frișcă? Ce te-ai trezit? Cu ce mănânci frișcă? Cu pafarul. Cu pafarul? Vai, mănânci cu pafarul. Uai, că aici am terminat cașcaval, trebuie să mă duc să-mi cumpăr cașcaval. Tu ai terminat toate temele sau doar la comper? Am terminat. Toate sau doar la comper? Te mai întreb o dată. De la mama de tot. Oh, m-a pișcat. Păi ai grijă că e elastic. Avem lipici în casă. Ce lipici? Lichid sau solid? Lipici. Lipici, lichid sau solid? Solid. Solid l-ai lăsat la machiajele mele. Nu l-ai primit de la pensule. Că l-ai lăsat. Așa că, soțule, vezi că vine în gașcă să mă lupt cu tine. Da? N-ați văzut și prin cluburi. Cum a, și băiatul ăla care a intrat în pușcărie? Nu mai ții minte că chiar am văzut interviul pe TikTok. Ai văzut interviul ăla pe TikTok care a luat și l-a omorât pe boxiorul ăla? L-a luat și l-a omorât, dar nu mai ții minte. De la oricum, de la o prostie s-au luat la ceartă în club. De la o prostie. Și a ajuns și s-au bătut. Și ăsta, ăla fiind boxior, clar l-am fi bătut pe ăla, dar
ăsta a fost frică și mi se pare că l-a înjunghiat sau nu știu ce a făcut. Și pur și simplu l-a omorât. Și se merită, se merită pentru ce? Eu nu înțeleg de ce s-a ajuns să te bați cu cineva sau de ce s-a ajuns să omori pe cineva pentru, nu știu, că ești îmbâxit, ești încrezut, ești, nu știu, ai figuri în cap, nu-i voi. Sau anumite chestii, dau un exemplu, că s-a uitat la gagică. Dar știa că s-a uitat la gagică ce? S-a uitat, a rămas cu privirea, gagică-ta i-a dat, nu i-a lui. Dacă îndrăznește să se dea, să-i pună mâna pe fund, cum au mai fost și cazuri din astea. Când mergeam eu în club, erau băieți care atingeau fetele pe sân, atingeau fetele pe fund, se dădeau la ele, le luam brațe, le pupa cu forța. Atunci, da, mi se pare normal, e iubita ta și atunci te duci. Poate nu neapărat prin bătaie sau prin a ajunge, pentru că clar, din moment ce ești în club, majoritatea sunt amețiți, începe să se ajungă la scandalul sau la alte lucruri. Așa, uite, de asta nu-i plac lui Bogdan cluburile. Nu neapărat că este teamă că ar păți ceva, sau poate și asta, că până la urmă e viața ta, dar lui nu-i place. De ce să ajungă să meargă într-un club? De aia noi nu mergem în cluburi, de aia ne ferim și nu zic că nu o să mai merg. Dar decât să mă duc într-un club, mai bine prefer să mă duc într-un restaurant unde se cântă muzică populară, ușoară, de toate felurile. De fapt, adică mai mult se cântă muzică populară și hore și alte chestii decât muzică ușoară, nu prea. Sau hai să zicem că mai bagă și muzică ușoară, dar electro în niciun caz nu ai, să vezi. Și... mie îmi place foarte mult muzica asta, electro și muzicile astea zvăpăiate, mă lasă lampa asta. Noroc că mai am una asta, o să trebuiască să o bag la încărcat. Mai bine preferăm să mergem să ne ducem să ne distrăm cu niște oameni mai în vârstă decât să mă duc în cluburi și să mă întâlnesc cu tot felul de tinere din ăsta la vârsta cum are frate-miu și ăia caută oarecum scandal. Da? Și fac din acea. Ce să faci din aia? Și mai bine mă duc și mă simt bine. Ați văzut cum am fost la restaurant de 8 martie. Era și tineret, dar majoritatea erau de vârsta lui mama, mai jos, mai sus. Și chiar m-am simțit bine. Bogdan oricum nu dansează când mergem de obicei la nunți, restaurante și așa mai departe. Și de aia nu-i plac cluburile. De ce să se ducă într-un club să-i se strice buna dispoziție? Sau eu să mă duc într-un club și să stau stresată că să nu cumva să vină ăla să mă atingă, să mă lovească, să mă pipăie. Și normal că lui Bogdan îi sare țandăra, pentru că sunt iubita lui și soția lui și iubită, soție, amantă, toate cele sunt a lui. De ce să vină să mă atingă unul? Atunci clar că începe să iasă scandal. Și așa că mai bine prefer să evit chestiile astea. Prefer să ies undeva unde să mănânc și să mă simt bine. Prefer să ies undeva unde... să dansez cum e la noi, sunt mai multe restaurante, Grand Restaurant, Conacul lui Bebe, Hanul Domnesc, în mai multe locuri se fac petreceri sâmbătă de sâmbătă și te poți duce să te distrezi acolo și să dansezi. Acum nu mă duce nici ca nebuna să dansez singură în cazul în care nu se ridică Bogdan și asta mă refer dacă se dansează în cuplu sau ce știu, în cazul în care se dansează horă, sârbă și așa mai departe, da, atunci mă duc și mă bag și eu la dans. Dar în cazul în care se dansează în cuplu, dar nu să mă duc să dansez singură pe ring acolo, cu toate că a mai venit și a mai dansat și el cu mine, nu pot să zic că nu. Deci dansează, doar că nu e genul același. Când mergeam la nuntă sau la botez sau unde mergeam și era câte o melodie doar pentru cuplu, soț și soție sau cum zice la nuntă, rugăm Mirina și toți invitații să vină la dans și spune câte o muzică din aia, o melodie romantică, atunci da. A venit și el de fiecare dată, dar în rest nu se bagă el în hore, în astea, că nu-i place, nu-i genul de a dansa. Așa e și tata, nici el nu dansează, așa e și socru, nici el nu dansează. Și să știți că foarte mulți bărbați cunosc care nu dansează, foarte mulți bărbați. Cred că mai mult noi, femeile, suntem așa să dansăm. Nici sora mea nu-i cu dansul, dansează, dar nu tot timpul. Dacă se simte atunci și are o dispoziție bună, se bagă la dans, dacă nu, nu dansează. Dar eu așa... sunt, așa îmi place mie să dansez, sunt distractivă, mă simt bine, dansez, semăn cu mama și se seamănă cu mine. Marc, așa și așa, Marc s-a tras o parte pe Bogdan, o parte pe mine, că Marc nu prea e cu dansul, mai dansează, dar când îl prinzi în toane, știți? Trebuie să vină mama până la noi, am oasele astea la fiert. Vinetele mâine le voi face, în seara asta vom avea iar un vlog lung. Așa, am aici, uite că au răsturnat măslinele astea, doamne ce... Eu v-am zis că eu sunt așa mai neîndemânatică.
Așa, măslinele astea le-am cumpărat dintr-un supermarket, nu mai țin minte de unde exact. Am fost eu în pe la un supermarket, pe lângă Fitos, parcă, habar nu am, nu mai țin minte. Sunt bune, văd că am și măsline mai negre și măsline mai maro, sunt culori așa, zici că, așa când te uiți la ele, parcă zici că ai impresia că-s gândaș din aia de bucătărie, așa dă mie impresia. Dar sunt puțin amărui și asta mă cam deranjează, nu prea îmi plac măsline amărui. Și mai am aici niște măsline care sunt ținute în ulei. Măsline negre coapte, astea sunt cele mai bune măsline pe care am putut să le mănânc în viața mea. Sunt luate din Italia, luate de la producător și sunt coapte în cuptor. Și sunt foarte, foarte bune, mi-aș fi dorit foarte mult să pot cumpăra asemenea măsline de la omul acela din Grecia. Dar el are alt fel de măsline, nu are la fel. Ia să-mi aduc și eu telefonul, nu ți-a prins pe cu boxii. Da. Că e întuneric și... Văd că mama vine din capătul orașului, cred, nu știu de ce ajunge așa de greu. Trebuie să-mi cumpăr, mâine trebuie să ajung la magazin, să cumpăr cașcaval, salam, deocamdată nu mai cumpăr că l-am pe acesta de Sibiu. Un salam foarte bun, luat din Selgros, are ruda foarte mare, deci are ruda cât toată punga asta, deci de aici și până aici. Atât de mare are ruda, de fapt mai mare pentru că s-a tăiat din pungă, s-a mai tăiat. Expiră în 2-6-2022, știți și voi de obicei că salamurile uscate expiră mult mai târziu pentru că rezistă mai mult. Este produs de către cei de la Selgros, salam de Sibiu, produs din carne crud uscat cu mucegai nobil. E un salam foarte bun, vi-l recomand dacă vă place. Deci dacă vă place salamul de Sibiu, atunci da, o să vă placă. Dacă nu vă place, de exemplu, tatălui meu nu-i place și oricum a zis că e destul de tare pentru el să-l mănânce. Dar nouă ne place. Costă 30 și ceva de lei, nu mai văd, nu cred, nu mai văd să aibă prețul. Dar 36 de lei parcă a zis că a costat și îl recomand. Este foarte, foarte bun. Îmi place foarte mult, mai ales că are o cantitate de salam mult mai mare decât celelalte. Dacă ați văzut prin magazine, un salam la o rudă, cred că atât. Deci de aici și până unde am eu unghia, sau hai să zicem poate puțin mai mare, depinde, că sunt și de la Reinhardt și de la alte mărci. Costă 40 de lei, 30 și ceva de lei, 50 de lei. Ați venit? Nu! A, tu ești. 60 de lei, depinde de preț și credeți-mă pe cuvânt, am mâncat din toate felurile de salam. Și salam de Sibiu mai scump și mai ieftin, toate au gustul la fel. Eu nu văd nicio diferență între ele. Mie mi se par că toate au gustul la fel, la cele de Sibiu. Nu la celelalte, Bănățean, salam de Sinaia, alea de la Cristin mi se par cele mai bune. De salamul de Sinaia și salamul Bănățean de la Cristin. Restul am mai încercat de la... Agricola, Avicola, nu mai știu cum se numește, și de la alte mărci și nu mi-a plăcut absolut deloc. Dar ăsta chiar vi-l recomand și puteți să încercați să-l cumpărați cu cineva și să-l înjumătățiți. Mie îmi convine să-l iau și cu cineva, de exemplu, dacă ar fi cu mamă, cu soră, cu soacră și să-l tai pe din două. Și îmi place să-l cumpăr și de an trecut pentru că nu mă deranjează, salamul uscat nu se strică, chiar dacă l-ai tăiat și l-ai început, el nu se strică niciodată. Sunt dăți în care, adică erau dăți în care Bogdan nu avea frigider și îl ținea și salamul uscat nu se strica. Nu îl ținea în frigider, îl ținea într-o ladă afară acolo la camion. Și Bogdan de obicei cumpără, ce drăguț. Asta e pentru mine? Da, eu cu tine. Mulțumesc. Și tu că mai tu așa în brațe, vezi că și pe spate este. O, la mulți ani, mama, te iubesc, Elena, foarte frumos. Dar de ce nu l-am primit mai repede? Păi l-am făcut joi, parcă. Nu, miercuri l-am făcut. Foarte frumos. Nu marți. Îmi place, pune-l acolo să-l am amintire. Adică tu mai... Eu pe ce-am primit pe telefon, dar nu. Tu ai apăsat pe el? Nu. Tu mai ai, adică știi, tu mai ai ca și cum în brațe, că eu ți-am adus niște flori, uite. Bravo, foarte frumos. Te-am făcut părul că ți-ești neagră. Și mie îmi convine să cumpăr și un salam din ăsta în drept, pentru că eu îi dau și lui Bogdan. Adică și dacă n-ar fi să-l înjumătățesc cu cineva,
nu mă deranjează că eu îi dau și lui Bogdan și acum i-am dat din salam să ia la muncă și tot ce cumpărăm, de exemplu napolitane, biscuiți și alte lucruri vărsate, la fel îi dau să ia și el la muncă, de ce să ajungă să mai cheltuie alți bani, chiar dacă are bani la el, își ia alte lucruri diferite față de ceea ce avem noi acasă. Da, ce mai am eu de făcut? Ciorba o să o fac cu această mazăre de la Bonduel. Mie îmi place foarte mult ciorba și fasolea scăzută cu mazărea, cu fasolea roșie. Mi se pare că dă un gust diferit și aș vrea să o las tot așa, fără bulion și fără, fără pastă de ardei. Pentru că Selena nu mai mănâncă. Acum am făcut o ciorbă galbenă zilele trecute. A ieșit foarte bună, exact ca la țară și Selena a mâncat-o foarte bine. Și de aceea am zis că nu mai bag ardei. După ce fierb aceste oase, voi scoate din ele pentru că sunt foarte, foarte multe și nu am loc să mai bag prinăuntru. Le voi scoate, îi voi da și luminii sărunței și să le pun într-o punguță să duc afară să las lângă gunoi. Nu au foarte multă carne pe ele, au carne, dar noi oricum nu mâncăm carnea. Voi adăuga zarzavatul, după aceea voi adăuga fasolea mai la urmă, borș, leuștean. Și o să fie gata ciorba. Sper să iasă bună. În cazul în care nu-i dau de gust, așa o să adaug probabil puțină pastă de ardei și o să-i strecor Selenei și astăzi am strecurat ciorba și ieri, da, și ieri și astăzi am strecurat ciorba. I-am lăsat-o așa galbenă, fără niciun pic de leuștea, nimic. Că ați văzut, pur și simplu zeama se duce prin strecurătoare și rămâne zarzavatul deasupra. Și am încercat să-i culeg cartofii din ciorbă, deci groaznic. Și credeți-mă că și lui Bogdan a trebuit să-i strecor din ciorbă, pentru că mi-a zis că el nu poate să mănânce ciorba cu atâtea zarzavaturi. Și el are o problemă din copilărie, nu-i place leușteanul, pătrujelul și nu-i plac zarzavaturile multe. Și a trebuit să-i o strecor și lui. Așa că, na, o să mă apuc să tai salamul felinuțe, le tai așa bucățele mici. Eu aș fi vrut mai multe chestii așa pe pizza să pun, dar nu mai am nici în casă acum decât șuncă martinel și mie nu-mi place, aia v-am spus. Chiar dacă aș fi avut ciuperci, nu mănâncă, ardei nu pun pentru că nu-mi place nici mie, sincer să fiu. De obicei, când cumpăr pizza cu Quattro Stagioni sau o altă pizza ce conține ardei, dau ardeiul ăla la o parte. Trebuie să încing cuptorul, aluatul cu siguranță a crescut, să scot tot ce am din cuptor și să le pun undeva, cred că acolo pe masă am balcon. Să mă pregătesc să vă fac pizza. În maxim 15 minute pizza se face. Deci atât de repede, îmi place atât de mult aluatul ăsta. Și mă gândeam să fac o focaccia, mă gândeam să încerc să fac o pizza, o pâine din el și să bag într-o tavă din aia de chec sau de cozonac. Și aș vrea să văd dacă mi iese. Da, nu știu ce se întâmplă cu mama de nu mai vine odată. Chiar nu pot să dau seama. Și văd că începe să-mi curgă nasul și începe să răgușesc. Am mai luat paracetamol. Deocamdată astăzi m-a durut puțin capul. Scuze. Seli, dar de ce te-ai stimat aici? Viola, pleci la școală? Pe cine? Mută treaba ta! Mai lasă-i un pic, o să-i pui după aia. Dragilor, eu am să vă las, o să mai filmez puțin, nu foarte mult în seara asta, pentru că o să fie un vlog destul de lung. Deja este 7 și 10 minute. Și dacă mai filmez așa pe părți, câteva minute închid, câteva minute închid și tot așa. Și îmi pare rău că n-am reușit să filmez eu cu iPhone-ul meu astăzi. Sper să nu îi să-l iau mâine, ar trebui să-l ascund pe ăsta. Mai ales că nici nu pot să-l mai folosesc cu camera, cu SIM-ul. Din cauza că nu mai pot folosi cartela, ăsta o să-l ascund și o să iau iPhone-ul mână și filmez direct cu iPhone-ul. Sper să reușesc. Ce tot simt pe aici? Am adăugat zarzavatul la ciorbă. Imediat o să scot aceste oase și trebuie să adaug fasolea. Asta o să o pun mai la urmă că ea e fiartă și nu vreau să se sfărâme de tot.
Și aici am pregătit pizza un Selena cu ketchup și cu busuioc. Și acum o să ne apucăm să împart. Deci, mama, trebuie să ghicești ce fac eu. Ăstea peste tot. Pe că ți le mai încearcă să le împrăști peste tot, nu-mi place. Bă, că se sfărâmă mai bine. Dar nu vreau să se sfărâme. Adică e mai... Nu. Mie îmi place ciorba cu fasole maro mai mult și bunica la țară făcea și așa, așa bună. Gata, am pregătit pizza, am pus și măsline din alea uscate, nu că doar 100 de lei dă. Da, pe aș face două codițe împletite, nu face codițe. Da, i-am zis și eu, dar nu vrea. Da, dar nu că nu cred că le face pentru ziua ei, ia să bag eu pizza asta la cuptor. Am adăugat și fasolea înăuntru, am scos oasele alea, o să adaug niște borș mai încolo, leuștean și o să gust să văd dacă mai are nevoie de ceva. Am mai lăsat aici un os sau două, nici nu știu, două ca, sau unu? Nu, două, ca să-i mai dau luminii când încălzesc ciorba, să-i dau cald. Da, mama, îți dă și ție, mama, imediat unu, acum îți dau, uite de aici. Nu-i face rău. Nu-i face rău ăsta, dar trebuie să văd cum să-i dau, că mi-l mozolește peste tot. În locul lui. Mă apuc să-mi spăl vasele, am aici, mi s-au adunat o grămadă de vase. Apropo, în legătură cu Bogdan, a fost astăzi la medicul de familie, știți că v-am zis că merge, și a făcut test COVID în nas, i-am făcut și eu acasă, știți că v-am zis, și a ieșit negativ, dar a zis că atât de finuț a putut să umble doctorul, deci chiar a zis că a umblat un atac atât de finuț, că i-a făcut în Italia la farmacie și a zis că vai de cap, și a făcut în Grecia când am fost la vamă anul trecut. Și a zis că i-a băgat de a simți că îi scormone toți creierii. Și e negativ. A avut probabil o răceală, a primit tratament sau are încă o răceală, nu mai are niciun simptom decât tusea. Și da, ciorba e o să fie imediat gata, nu o să-i mai pun nici bulion, nici pastă de ardei, că a ieșit foarte bună, mai ales dacă îi pun leuștianul și cior ăsta, borșul, o să iasă exact așa acră bună ca la țară. Și pizza e gata imediat și ea. Deja începe să mi se umfle într-un loc, dar când o scot din, când o să scot din cuptor, se lasă înapoi. Și am să închei acest filmuleț, v-am pupat cu mare drag, să aveți grijă de voi. Și toate cele bune. Vă doresc un weekend minunat. Pa, pa!